Poți să vorbesc fără microfon? Eu vorbesc tare. Am făcut de asta. Da? Vorbesc cu microfon? Da. Eu de ce vorbesc tare și mie că o să mă bucur. Vorbesc ca la ședință. Salut! M-au zis bine? M-au zis ciudat. De-aia îmi place microfonul. Eu sunt Alin, Alin Trușcă. Radu m-a băgat în asta și a plecat. Până se rezolvă tehnicul, am o întrebare. A citit cineva Tată bogat, tată sărac? Robert Kiyosaki? Mâna sus. Hai, hai. Adică rușine sau ridic? Nu, nu e rușine, nu e rușine. Nu e rușine, promit, nu fac lumea proastă. Câți dintre voi sunteți milionari, cei care au citit? Hai, mâna sus. Nici eu. Nu, nu sunt milionar. Citesc în fiecare lună Forbes și după aceea mă duc dimineața la muncă. Asta era cum am văzut-o la stand-up. Da, ideea e așa. Eu am fost chemat aici pe post de hamster de laborator. Eu sunt studiu de caz din seara asta. Băieții au vorbit tehnic, eu habar n-am termeni tehnici. Plătesc oameni tehnici. Acum, care este ideea? Mai de mult, cu mulți ani în urmă, îmi doream să mă fac jurnalist. Azi vând mobilă. Cum am ajuns aici? Asta este povestea vieții mele. N-am vorbit niciodată în public despre asta. Am dat de mult de tot un interviu la Ziarul Financiar când eram pe Val. 2007. După care a venit 2008. Și acum 10. Sunt din nou pe Val. Întrebarea este așa. Dacă aveți sau nu aveți chef să vă riscați timpul și banii. Eu mi-am riscat și școala. Kiyosaki spunea așa, cei mai mulți oameni bogați, mersi, să-mi arăt cum se folosește. Este prima oară când vorbesc în public. Ok, am aflat și cum se folosește. Da, de obicei vorbesc la ședințe, dar vorbesc negativist. Deci niciodată nu e bine, niciodată n-am fost suficient, nu l-am pe niciodată, deși sunt cel mai optimist om pe care îl cunosc. Ok. E foarte simplu. Oh. Asta era ideea propria. Așa. Agonie sau extaz? A fi sau a fi antreprenor? Eu am ajuns să fiu un B2B. Am folosit un termen din țara asta. Mi-am propus să-i folosesc pe toți. Am ajuns un B2B după ce 5 ani de zile mi-am cheltuit toate resursele posibile să fac un B2C. Al doilea termen folosit. Vă povestesc imediat. Facultatea m-a găsit pe mine. Eu nu am găsit-o pe ea. Eu vreau să mă fac jurnalist, repet. Un prieten foarte bun mi-a zis, băi, ce o să scrii dacă te faci jurnalist? Că n-ai habar nimic. Fă și tu dreptul, fă și tu economie, fă politehnică. După care o iei pe nișă și măcar știi despre ce e vorba, știi cum să povestești. Și am zis economie, care are 4 zile din 5 cursuri. Mai mult pentru mine, pentru ce făceam atunci. Nu se spune din tine. Ok. M-am dus la economie, un prieten mi-a prezentat cartea Tată bogat, tată sărac, Robert Kiyosaki. Cine dracu' e ăsta? Culmea este havaian. Deci, este un havaian foarte plin de bani. Omul câștigă bani povestind cum a făcut bani. Nu se știe exact dacă i-are, nu se știe dacă există, poate e un nume inventat cineva, poate e pus o poză acolo, nu se știe, povestea pare ideală oricum. Eu nu m-am bogățit după ce am citit. Însă mi-a dat chef să muncesc. Mai că îmi stătea pe creier, zicea așa, cei mai bogați oameni ai lumii, au studii medii. Wow! Nasol, eram amândoi. Nu, vorbesc serios. Deja învățasem prea multe chestii. Aici chiar nu glumesc. Deja știam să analizez. Aveam cursuri la facultate de matematici ciudate, nu mai țin minte. Știu că începuseră destul de grav. Cât înseamnă un număr mulțit cu 0 și nu era 0. Era ciudat, oricum.
cu patru table de formule la statistică, cu contabilitate. Deci, învățam prea mult deja. Când înveți, vrei să aplici. Corect, nu? Ai învățat o chestie și aici. Voi, probabil, nu veți înțelege nimic de la mine, dar colegii mei de mai devreme, care au vorbit tehnic, v-au dat deja niște puncte, niște sfaturi. Eu doar vă spun ce s-a întâmplat cu sfaturile alea. Și eu am fost. Și sunt. Merg mereu. Eu nu mă știe. Sunt acolo, mereu în spate, ultimul, penultima asta. În momentul în care ești la școală, te pregătești să devii specialist. Cineva plătește specialiști. Acum nu știu câți dintre voi sunt antreprenori în sală aici? 2, 3, 4. Ok, cred că fiecare, deci fiecare latură, probabil sunt și freelancer, din câte am înțeles, nu? Asta tot un fel de antreprenoriat înseamnă, ok, nu poate n-ai, nu știu, foarte mult subordonați, dar un plan ai ceva, deci cumva funcționezi, nu? Ok, eu funcționez pe feeling. Cineva m-a întrebat mai devreme în pauză, ce analizez? Adică cu conversia, cu dacă am rezultate din AdWords, pentru mine astea sunt fabulații. Sincer vă spun, eu mi-am propus să câștig o sumă minimă lunară și îmi urmăresc obiectivul. Dacă 10 ale lunii mi-am atins suma respectivă, nu mă culc. Normal, vreau și mai mult, că e specific omului, vreau mai mult. Dacă mai devreme sau mai târziu suma aia, să zic, se stabilizează la un plus minus, există o sumă care pe mine mă mulțumește momentan. Așa? Ăla este unicul meu indicator. Deci, eu sunt pe plus de câte ori mi-ating pragul respectiv. Din momentul în care l-am atins, îmi doresc mai mult pentru că vreau și o creștere, vreau să vorbească despre mine, mă rog, în bucătăria firmei noastre acolo, că facem, sunt performer. Așa? Eu personal nu urmăresc absolut nimic, niciun analytics, nimic. Există acei oameni care au făcut facultatea în locul meu și care s-au angajat la firmele prietenilor mei, ownerii, nu știu zis ce am folosit, că toată lumea sunt owneri, da? Așa. Eu sunt prieten cu ownerii, iar oamenii lor de la, care au terminat facultatea, au făcut mastere, nu știu, fiecare ce și-au luat ce diplome, ei prestează pentru mine. Eu habar n-am. Deci ei știu, eu cer ceva. Eu cer, vreau să-mi ating suma. Pentru mine asta e important. Eu vreau să-mi ating suma lunară. Nu mi-am atins-o, am schimbat providerul. Acum vorbesc deja cu Ionut să schimb un provider pentru ceva. Ionut îmi recomandă, mă rog, într-un alt domeniu, el este PPCist. Așa, mi-a recomandat pentru o altă, mă rog, un alt furnizor pentru altceva din cei care prestează pentru mine. Ideea este în felul următor. Ești dispus sau nu ești dispus să te apuci să fii antreprenor? Ideea este așa. Dacă iei în calcul faptul că în momentul în care te apuci de o afacere, ok, faci un plan, nu știu, faci o analiză, faci prospectare, îți întrebi prieteni dacă ar cumpăra de la tine, dacă ar face, nu știu, dacă ar vrea să se represteze și așa mai departe, iei un feedback, îți faci un plan, de obicei cel mai optimist, vei, clar, deci Mercedes sau nu știu, ce zici, BMW, ce zici fiecare, în 6 luni, vilă, maxim un an jumate, cred că a doua casă vine undeva în anul al doilea sau al treilea, casă de vacanță, după care, clar, Maldive, Bora Bora și mai departe, vară de vară, Aspen, nu știu, sau Schia Austria, era cineva, nu? Așa, deci, cam asta e visul fiecăruia. N-a fost așa. În momentul în care mi-am găsit un prieten care m-a rugat, efectiv m-a rugat să-l ajut, nu făcea față, el monta mobilă, asta făcea el, era propriul lui patron, să zic așa. El se descurca singur ca un freelancer, își găsea clienți printre prietenilor și monta mobilier. Mi-a zis, băi, m-am cam săturat de căutarea asta continuă, n-am timp, trebuie să montez și în aceeași trebuie să caut. Nu poți, te rog frumos, nu știu, să dai anunțuri pentru mine și dacă îți dau un procent? Nici măcar, cred că nici în ziua de astăzi, bine, o glumă asta, nu știu cu ce se mănâncă mobilă, e o glumă pentru că m-am vizit toate rahaturile posibile pe planeta asta. Toți nebunii din online, nu știu, ați zis cea mai devreme, toți nebunii din online. Nu e adevărat, și eu sunt în online și sunt și cumpărător de offline. În online sunt precaut, clar,
îmi pun întrebări, cine e ăsta? Funnel-urile. Se vorbea despre funnel-uri cândva pe la alte prezentări. Îi caut pe toate părțile, normal, îl sună dată, văd, îmi răspunde repede, nu îmi răspunde repede. Deci se verifică sursele, e clar. În momentul în care eu am fost rugat acest prieten să dau anunțuri pentru el și nu știam ce se mâncă mobila, evident, primul lucru pe care am făcut a fost să caut pe internet și să văd niște site-uri de mobile, să văd, nu știu, ce zic pe acolo, cum bucătărie, cum se prezintă, care sunt prețurile, n-am nici mai de ce trebuie să comunic în anțul ăla, mi-a zis doar că îmi dau în comision, eram pus în fața faptului în plin deja, că el practic vorbea de ca și mă să facem treaba asta. Ăsta a fost primul meu pas către de antreprenoriat. În paralel eram student și încă nu terminasem cartea pentru că o citeam, nu știu, o pagină sau două la asta. Am citit de vreo 10 ori într-o lună de zile, cred. Ce s-a întâmplat? În momentul în care m-a sunat primul om și a zis bună ziua, salut, sunt nici mai știu numele lui, nu contează. Ion Popescu, John Doe. Vreau și eu să cumpăr, am văzut anunțul, vreau să cumpăr mobilier. Cum facem mai departe? M-am șocat. Stați un pic, nu sunt pregătit pentru asta, să dau anunțuri. Și colegul m-a pus să pun numărul meu, că el e la montaj, nu are nimic să răspundă. Șocant. Șocant, șocant. Ce zic omul ăsta? Că acum dacă tot e primul care a sunat, nu trebuie să-l ratez. Am inventat o poveste. Și este povestea vieții mele asta. I-am spus că suntem o companie foarte mare, suntem foarte mulți agenți de vânzări, dăm toți anunțuri pe toate site-urile posibile, eu personal îi ajut pe colegii de la vânzări, eu sunt un tehnic IT-ist, dar nu-i nicio problemă. Îți notez numele și numărul de telefon, spune-mi ce te-ar interesa și te sună colegul meu, specialistul. Ăla a fost primul nostru client, pentru că eu nu l-am ratat. A fost pentru mine... eu voi să zic prima țigară? De... prima țigară. Și am devenit... am înțeles, am numărat cât sunteți, sunt la poliție. Am devenit dependent. E interesant să vrea lumea ceva de la tine și tu să fii capabil să oferi. Eu nu eram capabil atunci și am început să mă interesez. Ok, de la anunțuri a fost foarte simplu pentru că mie, ok, cred că, nu știu, acum eu sunt din generația aia, am prins HC, am prins 286, 586, am avut timp. Am avut timp, am dat save as webpage din Word, am încărcat pe go.ro, deci am avut timp. Mi-am făcut un site pentru mine, în loc să dau anunțuri cu numele meu și cu numărul meu, dădeam anunțuri cu acel site de 2 bani. Era un site de prezentare care avea o pagină, un landing page, în care scria vinde mobil la comandă, poze, grămadă, oricum se încarca foarte greu, nu aveam și am vagă idee, nu știam că se măsoară chestia asta, nu știam că chiar iese dacă nu se încarcă la timp, nu aveam și am vagă idee. Oricum, odată la 2-3 zile sunau oameni. Asta m-a determinat să mă specializez în treaba asta. Îmi place să fac comisioane. Da? Deci încă nu eram business, eram comisionat pentru colegul meu, partenerul meu. Am întâmpinat o problemă. Oamenii vreau să vadă mai multe modele, mai multe variante. Vroiau să știe cam cât costă până să ajungem să le pierdem timpul la întâlnire, să măsurăm, să facem toate poveștile ulterioare. Și s-a întipărit în mine ideea de a face un alt site, mai arătos, mai drăguț, cu mai multe poze și un pic aranjate, dacă se poate. Adică un tabel, bucătăria, prețul, dormitorul, prețul. Prețul pentru ce era în poza respectivă. Am fost întrebat dacă intră în preț cuptorul, plita și frigiderul. Într-o poză era o tipă pompat. Am zis că nu cunosc, dar nu era pas o caute. Adică nu era nicio descriere. Era bucătărie de 2 metri, 9 milioane de lei, 12 milioane de lei. Cam asta era. În momentul în care veneau, pe măsură ce au întrebări de la oameni, pe măsură ce, mă rog, apărau dilemele astea, da, are și de-aia, are și de-aia altă, în cât timp o faceți? Nimeni nu mă întrebase. Când m-a sunat primul om care mi-a zis în cât timp o faceți, practic am o lună e bine, deci eu învățam timpul ăsta, învățam. Pe
ar fi o regulă, dar știți, noi abia ne-am mutat, adică avem o plită pe care o punem pe un scaun, dacă s-ar putea să faceți bucătăria un pic mai repede, ar fi drăguț, adică am gătit, am început să ne importăm ca o familie. Și atunci am determinat așa, pe măsură ce tot primeam întrebările astea, dacă, nu știu, cât costă transportul, dacă ne faceți montajul, în cât timp le faceți, am aflat că trebuie să spun mult mai multe despre chestia asta. Ei, ideea primului shop, pentru că eu sunt un antreprenor de online. Nu sunt un antreprenor, nu știu să fac altfel afaceri. Nu am avut magazin de toale în Europa, nu am avut nici din asta în piață Tarabă, nu știu altceva. Pentru că așa am început și așa am ținut tot până acum, tot timpul ăsta. Am căutat pe internet și am căutat magazine de mobilă și erau doar liste de la Elvila, liste de la MobExpert, cu magazinele lor, Nu erau magazini. Și atunci a trebuit să caut în engleză, că nu știu altă limbă, nu știam altă limbă, am mai învățat între timp. Shop, furniture shop, am găsit în state, wow! Erau poze, mai multe poze la aceeași produs, era buton de cumpăr, habar n-aveam că se poate așa ceva, vă repet, eu nu sunt un om tehnic, nu știam nimic de genul ăsta. Am văzut descrieri detaliate, erau tot felul de diplome pe care le puneau acolo, erau premii de design pe care au produse respective. Am început să fac research pe firma respectivă, mi-a plăcut un insight foarte, foarte mult, țin minte, și acolo se cuma Everything Office Furniture. Ăla mi-a pus cel mai mult, era super detaliat și compania era huge și era înființată de un puști care avea, nu știu, 18-19 ani, al cărui tată era producător de mobilier, însă el vindea acolo, local, nu știu, în Wisconsin sau în orășel de salari și puști a făcut chestia asta, a trecut pe online, Silicon Valley, știți poveștile lor acolo în America și au pus site-ul ăsta și oamenii aveau o cifră, nu știu, foarte mare în domeniul mobile acolo în state, cred că era de sute de milioane de dolari și vorbim de 2003, foarte mare, foarte mare companie. Am făcut clonă după site-ul ăla. Am găsit un programel, Teleport Pro, l-am descărcat, am tradus tot. Unele poze le-am păstrat că erau drăguțe și puteam să le facem și noi și pe altele am început să le abrodez. Pe măsură ce mă găseam pe alte site-uri și așa. Deci am făcut furt intelectual, recunosc, pentru că nu există la noi, deci noi nu avem o cultură. Francezii, italienii, nemții, toți ăștia au o cultură, mă rog, vastă, dar vorbind strict pe domeniul imobilier, oamenii au o cultură în chestia asta. Fac poze de studio, fac detalii și așa mai departe. Și în momentul în care m-am avut de chestia asta, am simțit și eu nevoia să păzis mobila noastră, dar arăta jeanul. Deci noi avem un aparat extraordinar. Apăruseră aparate foto digitale, erau foarte slabe, într-o bucătărie de lată de 2 metri, nu știu, 2,50 într-un apartament, nici nu poți să te dai în spate, să o păzezi, o păzeam pe bucăți. Ce trebuie ca să nu ne facem de râs cu pozele alea, am făcut o chestie interesantă care se cheamă portofoliu lucrări. Portofoliu lucrări. M-a dezavantajat total. Pentru că pozele alea erau super mișto, super mișto, de la sursele mele. Iar rezultatele noastre, deși, să zic, egalizau ca și forme, dimensiuni și așa mai departe, mai apărea o sticlă de cola, mai se vedea o bormașină, mai marketing zero. Am rugat clienții mulțumiți, pentru că erau și nemulțumiți, evident, nu există 100% mulțumiți, am rugat câțiva clienți din cei cu care m-am înțeles eu bine, parcurs ce dezvoltam relații și eu cu ei, ajungeam acolo, vorbeam cu ei, să mă cheme după ce au șters mobila, după ce au pus, nu știu, cearceafuri, perne pe pat, după ce au pus în bucătărie, farfurii, pahare și le-au aranjat acolo, să mă cheme și pe mine să pot să fac și niște poze mai frumoase. Și alea au fost primele mele poze cu un portofoliu real de lucrări, drăguțe. Vă întreb pe voi, din momentul ăla, credeți că mi-au crescut vânzările? Da. Ba da. Este un fel de testimonial. În momentul în care produci o mobilă cuiva, e clar că la fapt încredere în tine să-ți dea banii să-i o faci. În momentul în care și pui poza cu mobila aia, în cazul meu, da, poate nu știu, pastie, orice altceva, îmi pune cei care fac cu site-ul web, pun la pagina portofoliu,
clienții pe care i-au făcut, da? Un screenshot. E, în momentul ăla am început să am și mai multe cereri și pe lângă mai multe cereri, mai multe conversii, deci din lead-uri generate, tot mai mulți clienți. Povestea e simplă. Am făcut 1 milion de euro. În 2007 am atins 1 milion de euro. Și în 2006 am deschis și o fabrică din banii de pe online. Mai că aveam 24 de ani când am deschis fabrica, 25 când am atins milionul, 26 când am luat primul faliment. 2008 m-a găsit cu leasing-uri de 200.000 de euro pe utilaje, peste 100.000 de euro în mașini, chirii foarte mari, pentru că aveam o vilă, nu azi, o vilă, era. Da, nu aveam cultura asta și nici acum nu am, sincer, cu clădirea de birouri. Deci eu n-aș putea să-mi desfășor activitatea aici, mi se pare total impersonal, nu-mi place. O vilă cu piscină, vara chiar închideam ușa la program, când se închidea programul și făceam, bai, acolo, grătărele cu angajații, a fost chiar o chestie drăguță. Dădea bine la clienți, frate, dacă ăștia au vilă, nu se poate. Nu se poate. Și aveam un vecin care avea o mașină, acolo, în zona unde era vila străstătură, un vecin care avea o mașină bună. Și era mereu că un care, cred că era freelancer, nu știu, stătea acasă. Și era destul de des parcat acolo și dădea bine, deci... Îmi cer scuze, cred că l-am blocat pe șeful dumneavoastră. Și era destul de des întâlnită fraza la intrarea în firmă, da. O să trec și la următorul slide, n-am decât 4. L-am făcut la 5. La 5 și poate. M-a găsit cu chirii foarte, foarte mari. M-a găsit cu 36 de salarii din alea pe boom economic, foarte mari. Și din lipsa mea de experiență a reușit acest prim faliment pentru că pe o parte aveam o mare lipsă de experiență, pe partea cealaltă eram foarte optimist că își va reveni și am mai luat niște credite, să mai achit niște datorii, până când într-o zi un partener, un furnizor de-al meu a spus, băi, dacă vrei să ieși dintr-o groapă, oprește-te din săpat, că te adâncești. Și m-am oprit din săpat și am închis totul. În 2009 m-a găsit falimentar și dator vândut miliarde. Aici? Am o idee bună sau faliment scrie pe mine? Eu am avut o idee bună și a scris și faliment pe mine. Am scris acolo, it's a crazy world out there. Am arătat prezentarea soției mele și a zis, ar trebui să scrii thank God it's a crazy world out there. De ce? Pentru că trebuie să fii nebun să-ți comanzi mobile pe internet. Doamne, trebuie să o pipă înainte, să o miroi, să vezi dacă se închid ușa, dacă se deschid, dacă trec sertarele. Credeți-mă, nici eu n-aș cumpăra. Nici astăzi. Este foarte greu. Deci, scaunul ăsta, dacă vă arăt niște poze de la mine în site, cum arată, rezultatul este clar, pentru că e plastic, e un luciu, se mai dă un glossy la poză, se îmbunătățește foarte mult, poza vinde, produsul finit depinde foarte mult de client, de receptivitatea lui. Ce mai mulți le acceptă? Eu personal, în momentul în care am... Ideea recunoscută mea, vedeți, prietenul, actual fost asociat, prietenul ăla a zis așa, băi, eu vând, eu și eu știu să montez mobilă, n-am timp să-mi găsesc clienți. Ideea a fost a lui. Am luat mai departe ideea de a o vinde pe net, sincer a fost a mea. El nu cred că s-a gândit vreodată în viața lui, deși are unul dintre cele mai bune site-uri de mobilă pe net. Pentru clienții finali, pentru B2C. Nu-l spun, nu-l menționez. Acum, în 2009, aveam de ales. Ce fac? Mă angajez? Mi-am făcut un CV.
am trimis. Și tot fac de toate, vă dați seama. Am cărat mobilă, am montat mobilă, am vândut mobilă, am făcut site-uri, am băgat conținut, am făcut administrare de firmă, știu să înființez, știu să desființez. Am avut litigii cu OPC, m-am dus acolo, m-am reprezentat singur. Deci știu juridic, știu, dar realitatea nu știu nimic, n-am nicio diplomă. Repet, m-am lăsat de facultate pentru că oamenii bogați au studii medii. Și nu se angajează cu studii medii decât pe, nu știu, 12 milioane, 15 milioane. Iar eu aveam nevoie să plătesc câteva miliarde. Și atunci mi-am căutat foștii furnizori și m-am oferit să le fac consultanță gratuit. Băi, mie nu mi-a mers, dar acum știu de ce nu mi-a mers. Hai să vă învăț pe voi, după ce vă analizez un pic, pe unde greșiți. Sau să vă felicit dacă faceți bine. Vă place poza? Ăla e planul de afaceri. Și asta e ce se întâmplă de fapt. E încălcită treaba rău de tot. Da. Ei, fiecare din acești oameni care au avut încredere în mine, pentru că mulți dintre au lucrat cu mine, pentru unii dintre ei au fost client, am cumpărat volume foarte, foarte mari de materie primă, de subansamble, produse finite și au zis, ok, nu se poate să fii pe drumuri. Hai de la noi, îți dăm 20 de milioane pe lună. Te angajăm. Dacă vrei, poți să vinzi pentru noi. Și am zis, nu, mulțumesc, să fac gratuit chestia asta. Și m-am dus, am ales unul singur, pentru că online încercasem cu mai mulți, dar ideea trebuie să fie acolo. Am ales pe unul singur, de la care cumpăram eu când vindeam către persoanele fizice, deci când făceam B2C, am cumpărat, nu știu, mese, scaune, fotolii. Tipul era foarte, foarte priceput în sitting. Deci ideea de stat, scaune, fotolii, mese, deci nu în mobilier de corp. Și cererile lui, deci nu făcea SEO pentru chestia asta, AdWords nici atât, s-a apucat după ce m-am apucat eu, era căutat de restaurante, de hoteluri, de cafenele, dar nu era axat pe chestia asta, că se bucura foarte mult când făceau vânzare de 80 de scaune. Nu, dar nu-i căutam mă special pe ei pentru chestia asta. Și atunci, prostia mea, sincer vă spun, prostia mea a fost să zic, auzi, hai să transformăm firma ta, hai să o transformăm într-o firmă dedicată spațiilor de tipul Horeca, hotel, restaurant, catering, cafenea, terase, nu știu. Ce părere ai? Mi-a dat o șansă și a făcut un microsite de nișă pe care să-l consiliez eu versus un procent din cifra lui de afaceri. L-am crescut, a vândut în 2010 de aproape 1 milion de euro cu site-ulețul ăla și s-a specializat și s-a canalizat mai departe în această afacere. A devenit B2B, pentru că a început să-i placă. Erau 10 cereri pe lună, aceeași cifră sau poate chiar mai mare de afaceri decât la 300 de clienți pe lună. A putut să dea afară agenți care nu performau, pentru că aveau și salariu fix, reprezentau un cost fix. Nu se ridicau la așteptările lui, poate chiar îi pierdeau clienții ăștia, deja spre mine, în momentul în care îți vine un client și vrea să-ți lase 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 de euro și nu poți să riști așa cu un agent de performanță. Am mai dat afară din ei și a optimizat costurile. Exact cum era, nu știu, cred că prima s-a dat lecția la economie, costuri mici cu venituri mari. Deci asta este ideea în afaceri, să ai cât mai mici costurile și să faci cât mai mult profit, da? Raportarea costurilor respective. Asta e ideea de afaceri, e profit. Deci dacă nu ai profit, te lași. Sau o tratesta pe școală, cum am luat MBA-ul în afaceri, pe vreo 3 Ferrari, cam atât am costat MBA-ul, cam atât am bani în total am pierdut cu fabrică, cu valoarea site-ului, cu tot ce am pierdut în 2009. Și s-a transformat această firmă, actuală concurentă de-a mea, de fapt eu sunt concurentul lui,
s-a transformat într-un B2B adevărat. A început să nu mai oferteze, de fapt să nu se ignore, ci să printe tipuri, să dea termene mai mari de livrare, niciun discount și așa mai departe, și a ușor, ușor a eliminat persoanele fizice, mai erau câteva insistente, dar ușor și-a devenit un performer în materie de mobilier, dedicat restaurantul, cafeneu, hotelul și așa mai departe. Și atunci, planul lui de afaceri s-a schimbat. El era un B2C, pentru asta era pregătit, avea agenți, avea mașini, avea cheltuieli minori. Haosul din piață și considerea mea l-au determinat să devină un B2B. Pentru că deja știam destul de multe despre online, am învățat pe parcurs ceea ce să comand. De fapt, nu știu să fac, repet, dar știu ce să cer, știu ce să comand, ce să fac comandă și plătesc. Dacă nu sunt servicii de calitate, renunț, nu cer bani înapoi. Am început să-și facă SEO, da? Deci nu mai scria scaune din lemn, scria scaune din lemn pentru restaurant, nu mai scria canapele, scria canapele pentru cafenea, da? În titlul produselor. Nu am mai scris mobilier la comandă pe site. E absurd să scrii mobilier la comandă pe site. Ia, te vin nebunii din online, știi? A început să scrie furnizor specializat în industria Horeca. Lider de piață. Știți? L-am întrebat pe Radu mai devreme. Te ajută la ceva dacă te autoinditulezi? Da, te ajută. Cine verifică? Nu verifică nimeni. Really. Tot văd cifre. Uite, fac o paranteză. Să-mi spui dacă, Olivia, dacă depășesc timpul, oricum încerc să le știu că e târziu și o să încerc să scurtez, da? Mai am unul sau două slide-uri. Unul. Ideea este așa. Citeam în Ziarul Financiar acum două săptămâni despre un site, gen un site care nu este cu discounturi din acelea Fandil, Groupon și așa mai departe. El efectiv vinde produsele proprii din stoc, are o ofertă limitată, e cu limită de timp, prețul e relativ piperat. Crează nevoia aia. Dacă nu-l ai, nu ești nimeni. Deci, e cu club, cum e la Fashion Days, trebuie să-ți faci neapărat cont acolo. Deci, e un site înființat și olandez în România. Și în Ziarul Financiar, apropo de PR, iarăși ideea lui Radu, pe care, o să încep să o susțin, dar eu nu prea sunt de acolo așa să ies în față, firma importantă, se vorbea acolo că sunt înființați de 2 ani, și că au avut 1.500.000 de euro cifră de afaceri pe anul trecut și că încă nu sunt pe profit, dar estimează pentru 2014 niște profit. Eu am puțin peste 500.000 acum și o duc foarte bine. Și am cheltuieli foarte mari. Am 9 oameni, am un showroom de 300 metri pătrați, am un depozit cu marfă în el. Și mi se pare absurd ca într-un birou, deci eu am făcut oferte, da? Deci, erau niște furnizori care probabil le dădeau acele produse, le țineau un stoc propriu, după care în momentul în care se cumpăra oferta, se ducea produsul către client. Cum să n-ai 1.500.000 de euro profit? Cât puteau să fie? 20 de oameni într-un spațiu ca ăsta care stăteau acolo și programul poate făcea outsourcing, să zic, pentru AdWords, poate fac outsourcing pentru programare. Deci este imposibil să mai profilați suma asta. Am verificat-o și avem 150.000, 160.000 de ron, cifra de afaceri pe 2012, în ziarul în Ministerul de Finanțe. Absurd. Da? Deci, nu poți să minți așa, este absurd, da? Dar sunt oameni care verifică și sunt oameni care nu verifică. Acum, în momentul în care tipul ăsta și-a pus lider în domeniul lui, așa, pe mine m-a contrariat, pentru că nu era lider. Nu era lider deloc, nici măcar nu are stofă de lider, tipul respectiv. Am plecat de la Cluj, pentru că m-am relocat la Cluj pentru el special, având roții și copii în București. Am plecat după 6 luni de zile, chestia asta, undeva la jumătatea lui 2011. Am stat un an și 6 luni în total, aproape. În momentul în care am ajuns acasă, iar n-aveam nimic. Aveam mai puține datorii, dar nu aveam zero și nici măcar ceva de investit. Nici o problemă. Mai țineți gluma cu Forbes? M-am mutat în Forbes, nu eram acolo și m-am făcut treabă. Am făcut un nou site, gratis, pe Shopmania.
reclamă gratuită, dar e și gratis. Am pus tot ce puteam mai bun din mine, am pus produse, le-am descris foarte bine. Titlul, m-am gândit foarte mult la brand, brandul e ceva ciudat. Trebuie să te gândești la brand, nu poți să, de exemplu, poți să numești Fresh Holder, da? Nu știu la ce face cu gândul, și să vinzi mobilier. Nici numele meu nu spune nimic. Evo. Evo. Ce înseamnă Evo? Evo Ma. Evo Lancer. Evo. Nu se poate înregistra ca marcă Evo. Ai vrut să-l folosești. În schimb, i-am zis Horeca. Vreau să activez în Horeca. Eu vreau să vând ori dealerilor de mobilă, ori direct clienților finali, restaurantelor, hotelurilor, cafenelor. Și mi-am spus Horeca. Așa mi s-a anticlorit în minte că eu trebuie să spun în numele meu, în brandul meu, să menționez branșa în care activez, da? Am dat o definiție pentru Evo ca și, nu știu, e cea care, mă rog, se pricepe acum la marketing, eu nu știu, cum se numește chestia asta de jos, în momentul în care, un motto sau slogan. E relativ un slogan, elegant, versatil, original. Dacă n-aș avea Horeca în brand, cu chestia aia mă ajută să mișc cauciucuri, sincer. Da. Cauciucuri, pentru că o să vând de cauciucuri de Evolenser, habar am așa. Mai că, mai departe, titlul site-ului meu era Evo Horeca, furnizor specializat în industria Horeca. Importator și distribuitor de produse profesionale pentru bar, cafenea, restaurant, club, hotel, da? Deci eu deja, în momentul în care eram căutat pe Google, dacă mi-ar fi căutat cineva după nume, dar nu niște anime, ar fi văzut imediat sub, cum se cheamă, meta title, meta description. Deci în meta description se vedea foarte clar cui mă adresez. Credeți că mă mai clicuia pe mine vreun John Doe care vrea 4 scaune și o masă? Nu! Pentru că eu vreau un restaurant. Ai cumva restaurant acasă? Nu. Mulțumim, dar e un mulțumim elegant. Adică îl pui direct în titlu. Da. Acum, da. Există Ikea, există MobExpert, există Kika. Sunt tot felul de jucători foarte, foarte mari în branșa aceea. Există locuri, poți să vezi, te așezi. Mai că eu nu vând, unui client, deci nu caut, nu targetez un client care să mă șicaneze. Caut unui client care să mă provoace, da? Deci targetez un client care să mă provoace pe mine. Un restaurant este o provocare, da? De exemplu, dacă vinzi cauciucuri, ce ar fi o provocare? Un Ion Popescu care vrea 4 cauciucuri sau un parc auto de taxiuri? Nu știu, un Cobălcescu. Ai o provocare. Dacă scrii pe site-ul tău cauciuc, anvelope, pardon, ce scuze, e mai elegant, anvelope. Deși cauciucuri caută toată lumea, vă spun clar. Eu așa mi-am căutat cauciucuri pe net și m-am dus și am cumpărat fizic. Pe anunțul sau nu? Pe ce? Pe AdWords, pe AdWords. De la cine cheltuie bani, de la ce firmă? De la ce firmă? Culmea un prieten. Culmea. Ia venit pe control. Ah, Florin. Florin. Mulțumim. Bravo, bravo. Pe AdWords, nu? Pe AdWords, s-a format 60 de bani. Cât le-am luat? Acum mai mult. 3,20. Iarna. 3,20. Bravo. Să știi că am cuvinte pe care puteți 12 lei. Da, da. Dar conversia e relativ măricică acolo, peste 20%. Cineva, Radu de fapt a zis, o să vin aici și o să vă zic că are conversie foarte mare. Eu am conversie foarte mare. De ce? Pentru că suntem puțini doia care avem site-uri și care ne adresăm ălora, care văd mobilaia. Deci, căutați mobilier restaurant, suntem vreo 6 și ne faceți și toți adorți. Da, vedeți care e ideea? Ne facem AdWords, pentru că fiecare vrem să-l atragem pe omul ăla. Numai că noi ne adresăm ownerilor. Ownerii care poate au și site-uri și unii dintre ei mai fac și AdWords. Omule, dacă cheltui bani să mă aduci la tine, înseamnă că tu îți dorești să-mi vinzi. Eu nu sunt un căutător pe Google de organic. Tot ce mi-am luat,
aproape tot mi-a fizic, când m-am dus acolo, repede, nu prea cumpăr online, doar servicii, nu știu, vă plătesc o la Orange, nu știu, chestii, am plătit energia la EMAG, am plătit energia. Dar în rest, mă rog, cumpărător fizic, dar când caut și clicuiesc AdWords, pentru că ăla vrea să mai aibă. A, după ce am intrat acolo, evident, toată povestea, nu-mi place cum arată, se încarcă greu, am zburat, la revedere. Eu am bani în buzunar, vreau pe ăla care, după ce m-a atras acolo, a chitit bani cu mine, vreau să facă mai mult de atâta, vreau să vină cu o ofertă, vreau să mă, nu știu, vreau să mă sune după eu repede, după ce îi completez formularul de contact, pentru că dacă ești business to business, cred că colegul dinainte, scuze, nu ți-am găsit numele. Gabi a spus o chestie foarte, foarte importantă, poate l-ați urmărit, el a zis așa, timpul e foarte important la B2B. Când ești cumpărător de tabletă, de iPhone, de nu știu ce, cauți, te plimbi, cauți cel mai bun preț, aștept un Black Friday. Tată, în momentul în care vrei să faci un restaurant, ai făcut clădirea, ai băgat sau ai închiriat, nu știu, curge chirie, mai rău, ai băgat 20.000, 50.000, 30.000 de euro, și ai ajuns în punctul în care cauți atunci, că așa caută toți, aerul condiționat la 38 de grade, da? Deci mai au 2 săptămâni, 5 minute, gata, închei. Okay. Până la ultimul slide, doar să vă arăt poza, e definitor. În momentul în care ajungi acolo la potențialul furnizor al tău, da, și nu găsești așa, trebuie pleci, cauți în altă parte, corect? Te-a ghetat, te-a găsit, a plătit click-ul ca să te aducă acolo, dacă omul nu te-a sunat repede, nu a făcut pentru tine tot ceea ce tu te aștepți să facă, da? Tu ești investitor, ai băgat bani în clădirea aia, vrei în 2 săptămâni să vină mobil, așa mai departe, din momentul ăla intervine acea concurența adevărată. Concurența adevărată nu este la nivel de cifră de afaceri, nu este la nivel de awareness de brand, din punctul meu de vedere, pentru că sunt mic, când sunt mare de tot, o să zic că brandurile vând. Brandurile nu vând, da, pentru mine. Pentru mine vinde așa, flexibilitatea, am clienți care vor 10 scaune portocalii și încă 10 verzi. Eu sunt dispus să le dau și 10 portocalii, 10 verzi, nu-i condiționez să fie neapărat 20 de aceeași culoare. Timpul. Eu fac tot posibilul să livrez acelui client cu o zi înainte. Îi fac o surpriză. Și să știți că mese, 90% din cazuri, pentru că nu comunic niciodată mincinos. Dacă spun că livrez în 3 săptămâni, eu livrez în 2 săptămâni și 6 zile. Tocmai pentru că mi-au luat marjă. Dacă spun că livrez într-o lună jumate, eu livrez într-o lună, o săptămână și 6 zile. Deci îmi iau marge, nu comunic niciunos, nu spun că livrez în 3 zile și livrez în 7. Pentru că aici nu vorbim de mereu alți clienți, da? La Mac, de câte ori nu se spune zi de zi, cred că prin site-uri, mâncare nesănătoasă, nu știu, prea multe calorii, te îngrașă și în continuu se vinde. Pentru că sunt mereu alții. Unii revin, alții se lasă, se apucă alții. E cu mult acolo. Aici nu e cu mult. Câți credeți că deschide restaurante, cafenele și baruri pe an în România? Foarte puțin. Nu poți să minți în branșa asta. Și în branșele în general de B2B. Pentru că în momentul în care ești interpretat și după aceea te faci cunoscut ca și mincinos, în momentul ăla ai de pierdut. Pentru că ăla care a făcut un restaurant, peste 2 ani, când se strică mobila, vrea să o înlocuiască. Și suntem tot aia 5, sau 6, sau 7, sau 4, sau 3. Suntem pe nișe. B2B, în general, se referă la nișe. Adică te specializezi în ceva. Nu vinzi de toate calea elefant.ro, emag.ro, da? Ești pe nișe. Ultimul slide. E definitor. Eu am crescut de la minus câteva miliarde de lei la jumătatea lui 2011, la plus câteva miliarde de lei la sfârșitul 2013. Mi-am făcut 2 case, am luat mai multe o mașină și sunt pe plus pentru că sunt diferit. Un B2B nu mint nici măcar cu 0,1 cenți. Da? Puteți să mă testați. Două întrebări. Nu mai am prins. Ce ți-ai mai 31. Mulțumesc. Ai spus că ai o sumă
lunară la care, după care dacă treci, e succes. Care e succes? Care e succes? E ok. Nu, nu ascund nimic. Pentru că stau la curte și pentru că sunt relativ departe de... Nu mai pot să stau, nu mă zic. Pentru că sunt relativ departe de mijloace, transportul comun și așa mai departe, mașina care prezintă un cost, energia, o întreținere, ulei, așa, combustibil și așa mai departe, ăla generează o sumă pe lună, da? În funcție de kilometri mei, am un mediu de kilometri până la birou și plus niște kilometri pe care îi mai fac cu soția în weekend sau copilul și așa mai departe. Ăla generează o sumă. Casa mea generează o sumă. Curentul electric, gazele și așa mai departe. Mâncarea pe care o consum lunar și ieșirile pe care nu mi le planific, le fac haotic, dar tot așa fac calcule că sunt pe acolo, generează o sumă. Nu, chiar nu pun nimic pe hârtie, o să vă spar ceva, eu nu analizez nimic. Deci doar mă refer, eu mă raportez strict la suma aia când o fac. Când am atins-o, mă mai relaxez un pic. Când nu, mai agit un pic. Mai târziu dimineața, mai târziu seara, da? Pentru că sunt liber să fac ce vreau. Sau dacă am atins-o și vreau să dorm o zi, două, dorm o zi, două. Asta înseamnă că e antreprenor. Poți să faci asta. Mie nu cere nimeni să semnez pe Viconica. Acum, suma aia, la mine ajunge undeva la 1300 de euro pe lună. Cheltuiala mea minimă lunară. Ce e peste 1300 de euro pe lună? Fericirea vieții mele, ia adun sau îi cheltui sau faci ce vrei cu ei. Ești pe afacerea ta, e decizia ta, ești antreprenor, ești liber. Dacă vrei să devii multinațională și vei avea investitori și vei avea acționari și vei avea, nu știu, manageri și așa mai departe, s-ar putea să schimbe lucrurile. Eu sunt antreprenor din ăla patron. O firmă, câțiva angajați, mă cer pe ei. O fac un pic mai, mă rog, fac un pic cât o cadim organizat. Nu este chiar ca un magazin la stradă sau ca o tarabă în piață. E un pic organizat. Am văzut și ATV, face ședințe, mai să un pic, adică, dar ne propun niște targeturi. Și mai atenție, uite, ăsta e un sfat. Este, de fapt, am două sfaturi pentru oricine din sală. Ăsta se aplică oricui, chiar dacă nu aveți firmă sau nu contează ce faceți. Nu faceți credite. Niciun credit. Scăpați de el, dacă puteți. Încercați să bazezi și nu mai faceți, pentru că e pușcărie. Creditul nu-ți mai dă libertatea de a te trezi mai târziu și de a te culca mai târziu. Sau te culca mai târziu. Pentru că ești obligat să faci neapărat suma aia. Știi care e ideea? Eu dacă nu mi-am atins pragul ăla, consum un pic din resursele pe care am făcut de aia. N-am credit, n-am leasing. Nu sunt încorsetat. Sunt liber să orice decizie vreau. Dacă am chef să închid firma o lună de zile, că am resurse, nu știu, adică să plătesc doar chiria spațiului și salariile, nicio problemă, eu închid. Dacă așa am chef, ghiși ce? Pe 20 decembrie o închid până pe 13 ianuarie. Și nu că nu sunt clienți, așa vrem. Vreau să se ducă băieții la ski, vreau să facem chestii, nu știu, să vizităm Viena, Christmas Market. Deci fac și chestii pentru oamenii mei, pentru că eu nu-i consider angajații mei, eu îi consider colegii mei, eu mă ce scot la cot cu ei. Cam asta este ideea. Dacă vreți să fiți antreprenori, lăsați-vă de școală, dacă ați terminat-o deja, dați-vă demisia. Asta ar fi... Dacă sunteți freelancer, țineți-o tot așa. Gata, am zis. Au o sumă minimă pe care trebuie să o atingă. Băieții mei, că nu mai băieți în firmă, băieții mei câștigă foarte, foarte bine datorită unui job pe care eu îl practic în firmă. Ei câștigă o sumă minimă lunară fixă, care să le ajungă de, toți vin cu mașina proprie, nu le-am mașină, care să le ajungă de benzină și cam de țigări. În rest, ei trebuie să-și producă singur banii. Fiecare din orice departament ar fi, dacă și-a terminat treaba și întreabă unul din colegi dacă poate să-l ajute cu ceva, pentru că ei sunt plătiți pe cifra de afaceri. Cu cât e mai mare, cu atât crește salariul. Și nu este pe bonusuri, pur și simplu este pe praguri. Eu am gândit așa, toată lumea același bonus, adică noi nu e bonus, repet, pragurile. Eu mi le-am setat la 500 de milioane, că îmi place și rotund așa, 50 de milioane. La fiecare 50 de milioane atins, fiecare băiat de la mine firmă ia aceeași sumă fixă. În schimb, salariile lor de bază sunt diferite în funcție de aptitudine lor, de vechimea lor, de abilități și așa mai departe. Dar, în general, ei sunt plătiți parte la profit cu mine. De-aia îi consider colegi. Nu sunt asociați, dar sunt colegii mei. Dacă n-ar fi ei, eu n-aș face bani. Dar, în același timp, nici ei, dacă n-aș fi, n-ar face bani. Ei nu sunt salariații mei.
salariați, nu știu, dacă ar vrea să câștige 2000 de lei pe lună, sunt sigur că fiecare și-ar găsi, câștigă mai mult. Am zis.